Astăzi, în acest episod, vom revedea cele mai frumoase amintiri alături de Alice 2012, fana nebună. Dacă vă readuceți aminte de ea și nu știți ce s-a întâmplat cu ea, am postat ieri un clip despre asta. Oare va reveni? Vă doriți asta? Scrieți în comentarii. Ia uite, Alice, unde te-am adus aici, fii atent. Eu știu perfect unde m-ai adus, că ai mai adus tu aici pe cineva. Ia zi, știi cine? Da, l-am mai adus pe Tarusel. De ce te-am adus pe tine de data aceasta? Pentru că prima oară am vrut să fac una. Bă, alo, păi cum adică de data aceasta? Te durea mâna să mă invit și pe mine atunci? Aolo, mamă, Alice, scuze, mamă, tu te-ai supărat pe mine? Nu, îți foarte, uite, nu mai pot, de fericire. Ok, mă, Alice, fii atentă, stai puțin, nu te supăra, pentru că am zis că prima oară o să fac cu Tarusel și după o să fac și cu tine. Dacă se strâng foarte multe like-uri, dacă printe, am zis că te aduc și pe tine, după facem cu toată lumea și toată lumea să fie fericită. Da, bine, da, ia zi, îți place ce am aici, nu? Mamă, ți-ai pus capul, mă, Alice, mă, acum ești super erou, ok, hai să te văd ce super erou ești tu, pentru că fii atent, Alice, prima rundă la fața ascunsele aici, pentru că cine încă nu s-a prins, suntem la fața ascunsele, da, evident, și Alice, fii atentă, câștigătorul trebuie să-i dea lui Tarusel niște burgeri, nu, adică pierzătorul trebuie să-i dea să-i facă cadou lui Tarusel niște burgeri. Păi cum adică eu și ce primesc dacă câștig? De fapt, bă, nu, pierzător, tu ce să primești? Dacă câștigi, primești foarte multă susținere din partea oamenilor, felicitări și toate lucrurile de genul acolo în comentarii. Da, bine, deci nimic, hai să începem. Ok, deci fii atentă, prima oară mergem aici la Map Selection și fiți atenți, scrieți acolo în comentarii cine credeți că o să câștige, dacă credeți că eu o să câștig mai multe runde sau dacă credeți că Alice se va descurca mai bine ca Seeker, pentru că, adică, scrieți acolo în comentarii cine se descurcă mai bine ca cel care caută sau cine se descurcă mai bine și ca cel care se ascunde, practic, pentru că la prima rundă Alice vine în partea aceasta, pentru că în partea aceasta avem prima rundă și fii atentă, uite-te cum se vede de aici din exterior, se vede foarte, foarte bine, mă, dar stai puțin, Alice, tu te-ai uitat cumva la videoclip sau... Da, eu, normal că l-am văzut, numai că stai așa, că eu vreau acolo la roz, tu de ce mă duci aici? Nu, păi fii atent, mama, Alice, păi stai puțin, tu ai văzut, adică unde m-am ascuns eu cu Tarusel? Adică, poate că da? Bine, sper că n-ai văzut, dar în fine, hai fii atent, acum 3, 2, 1, acum eu sunt Seeker, o să aștept aici, cât timp o să aștept eu și 10 secunde o să fac aici parcursul Alice și fii atentă, tu acum trebuie să te ascunzi foarte, foarte bine acolo, pentru că dacă nu te găsesc, Alice, practic ai un punct și baie, dacă te găsesc cu Sami un punct și aia e bine pentru mine, că practic ar trebui eu să câștig și oricum o să se întâmple așa în comentarii, cine credeți voi că o să câștige, scrieți voi acolo în comentarii. Gata, Alice, 5, 4, 3, 2, 1 și începe prima rundă, cine nu-i gata le-au cu lopata, Alice, sper că te-ai ascuns, că dacă nu o să vină în căutare după tine, te-ai ascuns, Alice? Da, eu m-am ascuns, dar cum adică să mă iei cu lopata, mă, ce ai? Nu, stai, mă, că așa e expresia, mamă, ia să vedem că am găsit ceva pe aici, mamă, deci dacă te găsesc din prima, nu te găsesc, mamă, deci fii atentă că pe Tarusel când l-am găsit din prima, după m-a găsit și el, ce crezi, tot din prima, dar nu la fel cum am făcut eu, dar fii atentă, vreau să mă duc, dacă ai zis că te-ai uitat la videoclip, chiar sunt curios dacă ai făcut faza pe care am făcut eu, deci dacă ai făcut așa, Alice, mamă, deci 0 puncte, n-ai făcut, deci foarte bine ai gândit-o, mă, Alice, unde te-ai ascuns, pe bune, adică nu te-am găsit totuși, așa e cam suspect că nu te-am găsit din prima totuși. Tot ce pot să zic e că sunt cam culcată. Ok, e o informație foarte, foarte bună. Asta înseamnă că ești undeva băgată puțin așa mai în jos, dar unde ai putea să fii? Aici în partea asta, nu știu dacă ar putea să fii sincer, dacă ai zis treaba aceasta, nu cred că ai putea, dar hai să vedem în partea asta, pentru că eu totuși n-am explorat harta, m-am ascuns pe harta asta, eu m-am ascuns. Opa. Nu n-am găsit nimic aici. Ok, Alex, poți să dai un indiciu când suntem mai aproape? Adică, bine, eu cred că nu cred că o să am nevoie sincer de indicii la harta asta, pentru că e o hartă easy. Și dacă nu te găsești asta de easy, chiar Alex, cred că mi-aș accepta înfrângerea, sincer, aș zice că ești mai bună decât mine și cam aia e, sincer. Păi da, chiar sunt, adică nici nu trebuie să mai aud, că eu deja știu. Ok, bine, Alice, ok, cum zici tu, fii atentă, mamă, puta, pe bune, unde te-ai ascuns, mă? Mamă, am așa o mică idee unde te-ai ascuns, pentru că parcă, cred că e ceva pe aici, nu știu sigur, dar parcă ar fi ceva, ia să opa, mamă, de ce, dar nu ești tu aici, bă, Alice, chiar, mă, unde te-ai ascuns, deci am căutat peste tot și nu te-am găsit aici, în casă poți să intri, oare, opa, Alice, vin după tine, nu ești cumva tu pe aici? Cred că tu pe aici ești, mamă, dar edita mai maze-ul aici, Alice, nu știu cum, edita mai labirintul, practic ți-am dat indiciu acolo unde sunt eu acum, cred că probabil tu ești pe aici. Păi da, Alice, poți să-mi spui dacă chiar ești pe aici? Te-am văzut și tocmai am ieșit din labirint. Clasic, chiar eram sigur că asta ai făcut, în fine, acum și acum ce să fac, unde să mă duc, bă, mamă, ce mi-ai făcut-o, bă, eram sigur, opa, în partea asta, oare, mamă, deci dacă ai fi aici, mamă, cum e zona asta, mamă, cât de tare, da, nu e nimic, ok, Alice, știi ceva, poți să-mi dai un indiciu unde ești, că totuși mai sunt câteva secunde aproape, sincer, adică mai sunt aproape 2 minute, Alice, și eu încă nu te-am găsit, adică practic te-am găsit acolo, opa, m-am zis ceva, ai dat cu arcul, bă, unde ești, mă, deci dacă ai dat cu arcul înseamnă că ești undeva la vedere, corect? Păi, da, eu nu știu, eu pot să fiu și undeva la nevedere. Opa, la nevedere, opa, mamă,
stai puțin, stai puțin. Ah, nu, 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 am crezut că erai tu aici, dar asta l-am lăsat eu așa, ok. Bun indiciu că practic îl las așa. Și acum, puta, pe bune. Opa, opa, Alice, Alice, cumva pe undeva pe aici, măi, ești? Ia să te văd eu puțin. Ia să te văd, Alice, vin după tine. Alice, știi că n-ai unde să te ascunzi, nu? Eu știu că am unde să mă ascund și că pot fugi. Ah, ok. Poți fugi, dar unde te poți ascunde, Alice? Nu știu ce se aude de la tine, dar eu știu că o să te găsesc. Mă, bă, unde ești? Da, stai așa, mă, că veni niște veverițe la mine. Mamă. Ah, mamă, vin. Opa, stai, opa. Ia, sunt curios de ce. Ah, dar nu e aici. Am crezut că ești în partea asta, dar puta, chiar. Mă, de unde ai tras? Bă, asta mă întreb acum, de unde? Mă, de ce mi se pare că te văd? De ce mi se pare că te... ce faci, mă, aici? Mă, dar pe unde ai fost? Mă, păi, da, am fost în labirint și după aia m-am aruncat să fac o baie. Mă, păi, stai puțin și acum eu am trecut... Vrei să-mi spui că am trecut pe lângă tine acolo în lava aia? Adică, da, chiar ai trecut pe lângă mine, am crezut că ești chiar. Ok, uitați-vă puțin, cât timp am pierdut la asta. Ok, acum eu o să fiu Hyder, dar Alice, era să zic, dar în fine, Hyder acum și tot să fii Seeker. Acum mergem la a doua rundă și acum, fii atentă că aici e ceva foarte, foarte șmecher. Dacă ai zis bine, sper că nu te-ai uitat la videoclip, dar nu vreau să mă duc unde s-a dus Darusel, vreau să mă... Opa, opa, mamă, deci fac ceva aici, cred că ar fi o idee chiar foarte bună, sincer, pentru că tu nu cred că te pricepi la așa ceva și eu zic că ar merge. Ok, credeam că e undeva mai sus, dar da, aici încolo unde ești putea să mor. Mă, Alice, fii atentă. Eu nu cred că o să mă găsesc, sincer. Sincer, nu-și da aceeași părere cu tine. Ah, ok, păi normal că nu era de aceeași părere, pentru că tu trebuie să fii pozitivă cu tine. Adică trebuie să crezi că o să câștigi și fii atentă. Cred că am găsit cel mai bun loc, Alice, atât de... de fapt, opa, mamă, fii atentă că am găsit o schemă. Deci dacă cu schema asta nu o să câștig, mă, Alice, nu știu, sincer, ce o să mai fac. Dar asta, pot să zic, e cea mai bună schemă, sincer. La modul cel mai serios, e cea mai bună schemă. Și dacă vii din partea asta, eu o să vin pe partea cealaltă. Și tu, practic, tot așa n-o să mă găsești. Cum i-ai făcut tu mie acolo, dar eu te-am găsit totuși. Mi-ai spus destul că o să ieși pe o parte, gata, știu unde ești. Ok, ok, păi dar stai puțin, de unde... stai, ai zis că te-ai uitat la videoclip, corect. Dar n-ai de unde să știi, pentru că nu s-a văzut la videoclip așa ceva. Practic n-am fost acolo, mai sunt 10 secunde. 5, 4, 3, 2, 1. Și acum pleci în căutare după mine. Chiar sunt curios dacă mă va găsi. Alice are 3, mamă, Alice, ai 300 de secunde, mă, pe bune. Adică în 300 de secunde eu zic că ai putea să mă găsești lejer. Mai ales că e o hartă easy, nu e ceva foarte, foarte greu. Dar cu schema asta, de ce mi s-a părut că parcă am văzut un pixel ceva pe aici? În fine, sper că m-am înșelat doar și că n-am văzut nimic, Alice. Bă, dar e nașpa că nu pot să te văd totuși, că nu există o cameră ceva ca să te văd. Chiar îmi aș fi dorit să te văd, sincer. Bă, sincer, eu sper că tu n-o să mă găsești. Adică stai, că eu o să te găsesc. Alice, ai uitat cine s-ascunde și cine... Mă, stai puțin, tu te-ai ascuns acum, asta ce-ai făcut? Adică eu niciodată, cum? Ok, ok, bine, sper că nu te-ai ascuns. Mă, dar eu aș ieși de aici, mă, eu nu vreau, mă, eu nu suport să stau aici totuși. O să ies, o să mă risc ca să văd pe unde ai putea să fii tu, Alice, sincer. Chiar vreau să... bă, dar nu te văd. Opa. Nu. Ai făcut. Uitați-vă. Așa rapid? Uitați-vă puțin. Deci aceeași greșeală pe care am făcut-o și cu Darusel. Bravo, mă, Alice, ai avut noroc. Totuși, ce să zic, ai avut noroc. Acum am pune la Seeker. Bă, da, fix aceeași greșeală pe care am avut-o și cu Darusel în primul meci. Uitați-vă la primul meci. Cine nu s-a uitat la primul videoclip, uitați-vă, pe bune, că fix aceeași greșeală am făcut-o cu Darusel. Da, în fine, mă rog, nu mai caut scuze și toate astea. Mama, acum iar sunt Seeker. Opa, Alice, poți să-mi spui ce hartă era, că sunt curios de ceva. Este aia cu Rai. Aia cu Rai. Ok. Credeam că e aia cu casa, pentru că la aia cu casa ce crezi? Vreau eu să fiu acolo și sper că te găsești acum, că dacă nu o să fiu și de data trecută eu n-am fost. Și asta vreau să fac acum, să experimentez treaba aceea, Alice, pentru că eu practic unele hărți momentan până acum, Alice, eu hărțile astea nu le-am jucat. Bine, am jucat doar o hartă, ce drept, dar în fine. Hărțile astea nu le-am jucat cu Darusel, harta aceasta, și aș vrea să le joc pe alea pe care nu le-am jucat. Adică ar trebui să fie câștigi. De fapt, cred că o să câștig eu mereu și ar fi mult mai bine așa. Adică, păi și eu. Ce și tu, Alice, tu nu o să mai câștigi nimic. Ai câștigat o rundă, gata, atât. Ba, alo. Păi mă fure așa pe față. Gata, Alice, sunt în căutare după tine. Chiar sunt curios unde te-ai ascuns, sincer. Chiar sunt curios unde te-ai ascuns, pentru că de data aceasta am eu o presimțire că... Bă, nu pot să cred că așa repede. Nu fugi, Alice, nu fugi. Alice, nu mă bagi în seamă. Nu, bă, Alice, sunt după tine. Pot fugi, dar nu mă pot ascunde. Ai dreptate, poți să fugi, dar nu te poți ascunde. Dar dacă fugi, Alice, o să te prind. 3, 2, 1, gata. Am mai speriat, te-am sărit în sus. Te-ai speriat, da, 100% s-a speriat. Chiar sunt 100%. Ok, fii atent, Alice, acum mă fac chiar Hyder Pin.
bine, mă, că te-am găsit, bă, ți-am zis că am o presimțire că te găsesc așa de repede. Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii dacă voi ați avut presimțirea asta ca mine. Și acum mergem la asta și în sfârșit. Mă, Alice, de ce nu merge? Fii atent, Alice, cu puterea minții o să dau și o să meargă. Gata, mă, Alice, mă, fii atentă, mă, chiar sunt curios aici unde să mă ascund eu, Alice. Chiar sunt curios unde să mă ascund. Fii atentă, cred că aș avea eu o idee, ceva de genul, dar nu știu sigur, sincer, dacă există. Haideți să ne uităm prin partea asta, Alice. Bă, da, Alice, atâta zic, nu cred că o să mă găsești. Chiar nu cred că o să mă... Opa, Alice, am găsit ceva și n-o să mă mai... No, bă, Alice, deci dacă tu mă găsești aici, nu că eu închid episodul, după bune, Alice, îți dau tot ce vrei tu, dar dacă tu mă găsești în locul acesta, eu o să-ți dau tot ceea ce dorești, aia o să-ți dau, ce? Bune, pe bune, păi cred că o să rămâi fără bani în buzunar. Ah, ok, o să rămân fără bani, ok? Bine, mamă, dar aici e bine că se vede practic din partea asta și eu nu mă văd, adică pot să stau lejer, asta e tot ce trebuie, deci asta e tot ce trebuie, pot să te văd pe tine peste tot pe hartă și atâta zic, doar pot să te văd peste tot pe hartă, Alice, și bine, Alice s-ar gândi că sunt pe undeva, poți să, dar de fapt nu sunt, sau poate sunt, cine știe, Alice. Da, păi ce nu știi tu e că eu ți-am pus ceva la tine în ochi și acum pot să văd tot ce faci tu. Ah, da, Alice, 100%, chiar, mamă, chiar te cred, hai că cred, dacă e sincer, ok, 4, 3, 2, 1 și hai să vedem acum, Alice, mamă, unde, ia uitați-vă puțin acolo, Alice, mamă, cât de bine că pot să o văd în partea asta, Alice, mamă, da, dacă să-mi dea și mie la dăstan ca să te trolez cu arcul, mă, asta vreau, Alice, dar, bă, unde te-ai dus, asta e întrebarea mea, că nu prea te mai văd în partea asta, ce... Peste tot. Ok, am crezut că am făcut o prostie, dar nu. Bă, dar nu te mai văd, mă, Alice, unde ești? Bă, da, nici aici. Opa. Ce faci, mă, Alice? Alice, unde intră, mă? Intri în casă? Ce faci acolo? Nu știu, eu n-am intrat în casă, sincer. Eu am intrat în ceva furnal. Păi, în casă, în furnal. Ok. Vrei să vin după tine, Alice? Vrei să te bântui cum ar veni? Da, chiar vreau să mă bântui. Ah, da, 100%, chiar aș face asta ca să mă omor. Nu, mă, Alice, pentru că de data asta, bă, Alice, eu vreau să nu mă găsești. Ca runda următoare să fie foarte frumos, să fiu tot eu haider și lumea o să fie foarte, foarte fericită. Ce-i spune de treaba asta? Opa, uitați-vă puțin. Zic că n-o să fie. Ce? Eu sincer zic că n-o să fie fericit dacă nu câștig eu. Ok, scrieți acolo în comentarii dacă o să fiți fericit sau nu, dacă o să câștige Alice. Dacă nu, adică scrieți acolo cu cine sunteți, practic, cu cine sunteți mai fericit, practic, adică dacă aș câștiga eu sau dacă ar câștiga Alice. Că cu mine, da. Da, ok, Alice, asta o să... Opa, uitați-vă la Alice, mamă, deci în partea aia m-am dus eu cu darăsile atunci când l-am omorât. Ok, Alice, ceea ce pot să zic eu că ai fost mai devreme lângă mine și acum ai plecat, atât îți zic. Pe bune, da, bine, sigur te cred. Bine, nu mă crede, ok, mamă, e bine că nu mă crede, păi, dacă, cine, ok, deci voi mă credeți, ea nu mă crede, practic am nevoie de încrederea voastră, nu, dar lui Alice, pentru că, uitați-vă la Alice, s-a dus fix acolo unde l-am găsit eu, pe darăsile și a fugit, darăsile a fugit acolo, a ieșit pe ușa pe care o să iasă Alice în 2-3 secunde, ia să vedem, gata, a ieșit fix acum, și darăsile a intrat în casa aceea și cam atât. Mă, da, Alice, dar chiar nu mă găsești, sincer. Mă, că eu m-am jucat până acum cu tine, că știu gata unde ești. Te-ai jucat cu mine până acum și tu, bă, te-ai jucat fața sunțele, dar nu te-ai jucat gen la modul la care te referi tu, pentru că nu o să mă găsești, asta e adevărul. Eu te-aș găsi dacă nu ar mai fi așa de enervant. Ce, opa, mi-a dat arcul și vreau să dau în tine, mă, Alice, gata, mă, deci dacă treci pe aici, fac cel mai mare troll posibil, mă, Alice, deci cel mai mare troll posibil o să ți-l fac eu dacă treci prin partea aceasta. Ce faci, Alice? Ce faci? Eu fac foarte bine, dar tu ce faci aici, măi, beberiță? Nu! Ce ușor! Cum ți-ai dat seama că sunt acolo? Mă vedeam sau ce? Păi da, ți-am văzut piciorul. Eu vreau să fac așa numai și te păcălesc. Ok, deci tu practic mi-ai văzut de la început, vrei să zici tu, nu? Da, exact asta vreau eu să zic. Acum jucăm pe mob și roz. Da, jucăm pe mob și roz. Și aș fi vrut să fiu tot eu, dar în fine vreau să fiu la ultima. Deci la ultima trebuie să fiu neapărat. Păi da, știi care e faza, mă, Alice? Știi care e faza? Că totuși noi am făcut egalitate și cu Darusel la fel. De fapt, nu, Darusel m-a bătut la ultima. Deci asta este șansa mea. Asta este șansa mea. Și aș vrea la ultima să merg pe mâna lui Darusel. Sper că nu te-ai uitat la videoclip. Pentru că dacă te-ai uitat la videoclip, e cam nasol, Alice. Sper că te-ai uitat totuși, dar nu până la ultima fază. Pentru că fix acolo vreau să mă ascund, Alice. Pentru că vreau să văd dacă tu o să mă găsești. Dacă... Deci fii atent, Alice. Eu pe Darusel nu l-am găsit, ok? A fost într-o ascunzătoare foarte, foarte bună. O să zic așa ceva de genul că au fost două căi pe unde el putea să o ia. Și am luat fix pe calea cealaltă. Și practic, Alice, eu n-am mai ajuns acolo la el și chiar sunt curios dacă tu o să mă găsești în locul în care s-a spus Darusel, dacă practic ești mai bun. Asta dovedește că tu ești mai bună decât mine, practic 100%. 100% gen, nu? Da, 100% am zis. Bine, eu sunt mai bună, gata. Păi da, cine ți-a zis că mă găsești, Alice? Păi, prima dată trebuie să ajungi să câștigi la mine, după aia să vedem. Ok, foarte bine punctat, pentru că asta voiam să zic eu acum, Alice, tu credeai că eu gen, ok, nu mai contează,
stai, hai să te văd acum, Alex. Mamă, deci fii atent, Alex. Am o presimțire că tu ești un... Deci fii atent. Nu, chiar am o presimțire că ești... Opa, opa, de ce ăsta a lăsat așa în jos? Am și o întrebare. De ce ăsta a lăsat așa în jos? Alice, Alice, mă, Alice. Fii atent, mă. Eu am să zic că eu sunt la înălțime, așa că nu știu de ce zici tu de jos. Dar de ce ăsta e un indiciu? Ok, un indiciu, dar fii atent. Eu trebuia să mă duc pe partea cealaltă pentru că m-aș fi dus pe culoarea ta roz. Trebuia să merg pe culoarea ta roz pentru că tu ești cu rozul. Dar o să mă duc acum, nu e nicio problemă. Deci fii atentă. Vreau să mă duc în partea asta din nou aici pentru că am văzut aia deschisă. Tu 100% ai trecut acolo. Și dacă aș fi Alice, m-aș duce ori pe mov, ori pe roz. Așa că mergem pe roz. Și hai să vedem aici dacă tu ești bine. De fapt, am dat prea multe detalii și cred că tu deja ai plecat, sincer. Dar cred că am fost cam prost la faza asta. Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii, dar nu-i nimic, nu-i nimic. Ok. Bă, abonaților, deci ce nu știți voi e că el s-a dus pe culorile mele preferate, dar eu de fapt m-am dus pe albastru. Dar să nu-i spuneți. Da, 100%, Alex, 100%. Crezi că nu te aud? Da, ce? Eu nu vorbeam cu tine. Vorbeai cu cine vorbeai? Cu Daraxel care nu e pe aici, nu? Nu, vorbeam cu oamenii. Ok, deci cred că am făcut o prostie. Bă, da, de ce mi se pare că am văzut ceva pe aici pe sus, dar n-am văzut pe nimeni? Ok, deci n-am văzut pe nimeni, Alice. Bă, da, unde ești, pe bune, Alice? Chiar sunt curios, unde ești? Zim și pe bune. Mă, Alice, da, pe bune, tu chiar unde ești? Nu, asta nu e corect, ok? Asta nu e corect, asta nu e corect absolut deloc, Alice. Asta nu e corect, Alice. Deci, bă, acum mai pot să mă urc, Alice, mă bagi în seama măcar? E ușor, nu, bă, de ce m-ai bătut? Alice, dar de ce ai rămas acolo? Întrebarea mea. Păi am vrut să te dau jos, dar tu ai probleme. Bine, mă, Alice, hai să ne înțeleg, hai dar și fii atentă, ultima rundă, cum ți-am zis eu și vreau să chiar să-mi curez acum. Dacă o să meargă, scrieți-mi acolo în comentarii dacă credeți că o să meargă tactica mea, unde s-a ascuns Daraxel cu mine și eu nu l-am găsit. Ok, deci haideți să vedem. Deci era practic în partea aceasta aici. Ok, dar dacă mă duc în partea asta, ce-ar fi aici? Chiar sunt curios. Ia să vedem. Mergem în partea asta și aici. Mamă, ia fi atent, că am găsit aici ceva interesant, sincer. Cred că e interesantă și chestia aceasta aici, dar ia să vedem. Ok, deci nu, chiar e interesantă chestia asta aici. Da, sunt eu cam fraierel, în fine. Deci mă duc înapoi. Ok, deci nu mă las. Deci chestia asta dacă ar merge. Chestia asta dacă ar merge și m-ar duce undeva ca lumea. Dar unde mă duc, mă? Că mă duc fix acolo și cam nu e nimic, dar de fapt, nu. Cred că mă duc înapoi. Unde s-a ascuns Daraxel și fii atent, Alex. Chiar sunt curios, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă credeți că Alex o să mă găsească fix acolo. Ok, facem așa la de rută foarte, foarte frumos. Alex, chiar sunt curios dacă tu o să mă găsești, chiar sunt curios ce crede lumea, dacă tu o să mă găsești aici unde s-a ascuns Daraxel. Deci, practic, Daraxel, ca să știe toată lumea. Cine nu s-a uitat, Daraxel s-a ascuns undeva pe aici și ca să mergeți pe aici, trebuie să mergeți drept în față, să ajungeți într-un portal și trebuie să mergeți într-o parte, pentru că sunt niște căi pe care puteți să le luați. Deja am dat prea multe detalii lui Alex și ar putea să mă găsească. Dar asta vrem să zic eu, mulțumesc că mi-ai zis efectiv unde te afli, că eu am văzut tot clipul și acum vin după tine, așa că pregătește-te. Ok, am plecat, Alice, nu sunt acolo, asta a fost la derută, practic am derutat tot timpul și eu nu o să fiu acolo, suta. Da, Alice, stai puțin. Te spune. Și ce înseamnă asta? Pentru că te-am găsit așa rapid, mai dăm o rândă și eu sunt max scund. Ok, nu, stai puțin, Alice, că mie nu-mi vine să cred ceva. Mă, dar Alice, pe bune, dar ce, cum s-a întâmplat chestia aceasta? Nu, eu chiar nu pricep. Nu m-am dus pe partea dreaptă. Eu practic, nu spune că m-am dus pe partea cealaltă. Doamne, cât de fraier sunt, Alice. Doamne, bă, cred că Daraxel, dacă se uită la videoclipul ăsta, o să râdă de mine în comentarii. Nu știu, scrieți voi acolo părerea voastră în comentarii dacă credeți că Daraxel o să râdă de mine sau nu. Adică eu îl las să râd. Ok, puteți să râdeți și voi acolo. Chiar vă rog să faceți asta. Intrați acum în comentarii și râdeți de mine. Puneți emojuri curios și cam atât, sincer. Chiar merit, sincer. Normal că meriți, că nu știi să joci. Mersi, Alice. Cu plăcere. Ok, Alice, fii atent, acum o să vin după tine pentru că tu ai vrut să te ascunzi și la asta. Ok, Alice, deși fii atent. De fapt, stai puțin. Alice, dacă nu mai știu. Să scrie lumea în comentarii cum ne-am ascuns, care au fost fazele, pentru că nu mai știu absolut nimic, sincer. Chiar nu mai știu. Te văd. Ia, ce faci acolo? Unde mă vezi, mă? Eu îți zic să te uiți prin geam. Ok, mă uit prin geam. Ok, nu mă uit prin niciun geam pentru că tot să fii undeva pe aici, 100% aici ești. Alice, deci fix aici. Deci dacă nu ești Alice aici. Eu te spune să te uiți prin geam, că să mă vezi. Cum adică prin geam? Ce geam, mă? Ia uită-te. Ce faci, mă, acolo, Alice? Ce faci acolo? Mamă, și cum ai ajuns acolo, bă, Alice? Cum ai ajuns acolo, oare? Ia să mă gândesc eu, pe unde o fi ajuns Alice acolo, sincer. Ok, deci eram partea aceasta. Dacă mergem, dar nu, că n-am luat-o pe partea bună.
bună. Deci aici nu o să ajung practic pentru că am luat-o pe ăsta roșu. Dar ok, deja a ieșit. Ok. Deci am crezut că să fac ceva Alice, dar de fapt nu s-a întâmplat absolut nimic. Bă, dar pe unde ți-ai dus? Asta e secretul meu. Ok, știi ceva? Eu trebuia să mă ascund în alon. Nu trebuia să fac treaba aia. Am vrut eu să fac cadavresel. Deci niciodată nu am înțeles. Niciodată nu trebuie să fac cadavresel. Deci asta este clar, este scris în lege. Nu trebuie să fac cadavresel pentru că trebuia să vin fix aici unde găsisem în episodul cu Darusel, pentru că Alice n-avea cum să mă găsesc aici absolut doar. Nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă credeți că eu chiar cred că Alice n-ar fi putut să mă găsesc aici. Adică la modul cel mai serios, Alice, tu chiar n-ai fi putut să mă găsești. Mă, păi, dar ce ne spune, mă? Dacă eu te-am găsit, te-am găsit. Aia e. Ok, 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 Alice, cum zici tu? Cum zici tu? Bă, dar întrebarea mea e, unde te-ai dus acum? Acum n-o să mai spun, îți dai seama. Ok, deci n-o să mai spui. Știi care este faza? Cred că cam atât o să fie cu mine. Cred că, sincer, pot să zic că am pierdut, sincer. Deci recunoști că am câștigat și ok, normal. Da, ai câștigat, dar ești mai bună. Ba da, okay. Trebuie să spui. Ok, trebuie să spun, da, să trebuie să spun. Bă, dar unde te-ai dus, mă? Da, ți-am spus că nu să zic. Ah, păi ia fii atentă că, bă, păi practic aici sunt două intră, mă, peste puțin. Ok, păi și dacă mă așa, pe aici trebuie să mă duc eu, mă. Bă, da, adică practic nu trebuie să fac treaba aia, să intru prin chestia aia, dar mă rog, eu cam același lucru. Sau de fapt, ba da, mă, uitați, deci fix aici a fost Darusel, mă, frate. Bă, da, câtă fraier am fost. Bă, dar unde ești, mă, Alice? Da, eu ți-am zis că m-am ascuns prea bine pentru cineva ca tine. Da, ai dreptate, chiar te-ai ascuns prea bine, dar fii atentă, vreau să-mi spui. Bă, acum să mai fac 20 de secunde, ok? Păi da. Așa, și pentru că se fac astea 20 de secunde, fii atentă ce vreau eu acum. Vreau să-mi spui unde te-ai ascuns. Nu, unde te-ai ascuns, să-mi dai un indiciu, ceva. Bine, bine. Deci stai, că mai ies încă 6, 5, 4, 2, păi 3, hai repede, Alice, că până ajung, oricum eu sunt brăgat aici prin interior. Da, deci eu sunt peste o sticlă. Peste o sticlă? Adică peste o sticlă, stai puțin. Sticlă, unde sticlă, unde sticlă, unde sticlă, Alice? Opa. Dar în ce parte? Aici? Nu, aici nu, m-am dus pe partea greșită. Ok. Se pare că Alice, deci cam Darusel, practic mă bate la ultima rundă. Atât de fraier sunt, sincer. Ok, mergem aici înapoi, mergem în partea cealaltă pentru că Alice nu era aici. Vreau să merg înapoi aici. Ok, Alice, acum, galben. No, nu e bă nici aici. Mă, dar unde te-ai ascuns, mă? Dar ce galben visez? Că nu e niciun galben. Ok, de ce zici asta, Alice? Păi cum adică de ce zic? Că eu nu sunt pe galben. Ok, atunci o să merg pe... Nu o să zic unde să merg, pentru că o să merg fix aici și aici. Deci aici, bă, dar de fapt, bă, dar unde e sticlă, pe bune? Credeam că e sticlă aici, așa am crezut că e sticlă. De fapt, e sticlă deasupra aici, dar în rest nu mai nimic. Bă, dar ce... Păi, dar eu nu am sticlă deasupra, eu deasupra am lână, eu am jos sticlă. Opa, fii atentă, dar nu e harta aia, mă, nu e harta aia. Ok, unde, bă, da, Alice, unde ești? Păi nu o să-ți spun că o să câștig. Ok, sticlă aici, dar nu ești mai aici, bă, Alice, gata, mă, mai bătut. Ai, bravo, nu știu, bravo, mă, Alice, ce să spun? N-am ce să spun decât felicitări, sincer. Uite, Alice, nu, 20 secunde, bă, nu, bă, dacă nu te-am văzut pe partea cealaltă. Ok, deci e cam enervant, ok, mama, Alice, dacă erai deșteaptă, puteai să mă duci pe partea cealaltă, dar unde te-ai dus? Acum, te-am luat. Corect, da, deci am câștigat, bine, asta a fost tot clipul și ne vedem data viitoare, pa! Da, scrieți voi acolo în comentarii cine a câștigat, practic, finalul, dacă eu am câștigat sau dacă a câștigat Alice, și scrieți acolo în comentarii dacă vreți să-l aducem și pe Darusel și pe Alice să facem pe această hartă, toți trei să ne batem aici, ar fi super tare, scrieți voi acolo în comentarii. Alice, ceva de final? Da, eu am câștigat, pa! Ok. Păi, deci am găsit aici o scrisoare nouă, nu știu de când a apărut scrisoarea asta, dar haideți să vă arăt ce scrie aici, pentru că este o surpriză pentru Darusel și pentru Alice. Deschidem și noi foarte, foarte frumos și vedeți aici, concurs de construit la minut. Bă, mie mi se pare o idee genială, adică când am auzit la minut am zis, mă, ce, cum adică la minut? Deci fiți atenți, salutare experților în construit, suntem toți noi cei care au arenele pe apă unde vă duelați la construcții, bla, bla, bla. Astăzi avem o nouă provocare pentru voi, dorim să vă vedem capabilitățile voastre reale la construit în viteză. În fine, nu mai citim asta pentru că, uite, vedeți aici, pentru prima ediție dorim ca Darusel și Alice să se dueleze. Deci nu m-au chemat pe mine, i-au chemat pe Alice și pe Darusel, dar eu o să fiu acolo antrenorul, cum ar veni, o să văd ce construiesc fiecare și o să le dau și o notă, nota finală, adică își dau ei note între ei, o să dau și o notă și o să dau și voi acolo note în comentarii să scrieți la fiecare construcție pe care eu o fac. Ce este o idee super, super interesantă. Dacă ne uităm aici foarte, foarte frumos din nou, dăm pagina, deci ei o să fie cronometrați și durata o să fie la prima rundă de un minut, o să pun eu cronometru de un minut după 5 minute. În timpul la ei trebuie să construiască tot ce le trece lor prin cap, adică nu știu, haideți să zicem că îmi trece prin cap gunoi, că am văzut gunoi, ăsta trebuie să construiască gunoi și trebuie la prima rundă într-un minut și la a doua rundă în 5 minute. Și premiul ce mare, chestia cea mai tare este că aceștia o să primească o surpriză, cum ar veni, 64 de serviete pline cu bani. Sună interesant și trebuie să mergem acum, vreau să le spun că ei încă nu știu
știu ce fac. Haideți că mergem acum. Merg acum direct în casă să văd ce fac ei pe aici. Mă... Bă, Rafaele, bă, ce cauți mai aici, că m-ai și speriat? Ce mă, te-am speriat, bă, ce faci, mă, sparge astea pe aici, bă, te-ai apucat să spargi, să te sperii și tu spargi aici, podea, ia pune-mă podea înapoi, că poate te dau afară din casă, păi se poate așa ceva să faci, așa, bravo, deci fii atentă, văd că ai materiale, fii atentă, am o surpriză pentru tine și pentru Darusile, dar între toate stai să chemi și pe Darusile, bă, Darusile, ce faci, bă, ce vrei, bă, Rafaele, lasă-mă că fac tema! Bă, ce tema, bă, Darusile, lasă-mă temele, Darusile, te-ai apucat de când ai, bă, tu teme, dar stai puțin, de când te-ai apucat, bă, Darusile, tu te duci la școală, tu te-ai dus la școală, Darusile? Da, unde? Mi-am făcut și tema aia, uite așa. Păi ce, Darusele, păi normal, Darusele, dacă n-ai mai inventat atunci ia să citești. Ia, ce temă ți-ai făcut tu, Darusele? Ia să văd. 1 plus 1 egal 2, 5 ori 5 egal 69, dacă Rafale G. Cine mă Rafale G? Are 10 mere și Darusele îi fură 5, câte mere are Rafael G? Pe Rafale G și după Rafael G, deci Rafael G are 0, că Rafale G are 5, ai zis? În fine, păi Darusele, fiți atent, veniți repede aici, că am o surpriză pentru voi, am o surpriză, o să vă placă super mult, bă, Darusele, vină bă încoace, bă, lasă-mă prostiile alea, vină aici, vin, puneți-vă jos. Rafalele, Bă, nu mai faci mișto. Ce vrei, Rafalele? Gata, nu mai faceți mișto, fiți atenți. Am o surpriză pentru voi. Astăzi am primit o nouă scrisoare și în scrisoare scrie concurs de construit la minut. Ce părere aveți? Vreți la să... minut? Adică la șef la cuțite, că mă duc, bă, Rafalele, te-am pupat. Și ce șef la cuțite? Bă, unde te duci, bă, Darusele? Bă, stai, mă aștept. Ai, că a plecat, Darusele, deja a plecat, Darusele, bă, bune, cred că s-a dus, bă, unde a plecat, mă, la Alice, hai că mergem acum, repede după el. Pentru că fii atent, Alice, trebuie să faceți concurs de construit. Ce părere ai tu de... Bă, mă, ce... Darusele, Alice, am ajuns aici la concurs de construit și fiți atenți, cum o să fie. Deci, poate vă întreb, bă, ce faci, mă, cu ăsta, mă, ce faceți, mă, cu inelul, bă, Darusele, mă... Da, Alice, da, Alice, eu te-am ajuns să ții, ok? Bă, gata, fiți atenți, gata, nu mai stai, lăsați toate prostiile. Acum vreau să vă întreb, ce părere aveți voi de titlul ăsta, la ce vă duce gândul construit la minut? Concurs de construit la minut, la ce vă duce gândul prima oară zituale și după Darusele? Fii atent, bă, Rafaele, eu când îmi zici mie la minut, eu mă gândesc că avem un minut și trebuie să construim orice în minutul ăla. Bă, oarecum ai dreptate, Darusele, tu ce părere ai? Aceeași chestie. Ok, deci aceeași chestie, fiți atenți, o să avem două runde. Prima, bă, ești bine, bă? Bă, Darusele. Da. Ce? Ce e forma feței tale aici? Bă, Darusele. Darusele, tu ai băut ceva? Nu, de ce? Păi, cum adică să cazi așa dintr-o dată, Darusele? Ce te-ai împiedicat? Ești... Darusele, împiedicatul, da, așa o să scrie toată lumea. Scrieți acum în comentarii, Darusele. Scrieți tot în comentarii, Darusele, împiedicatul. Mă, oi, fii atent, Darusele, ești împiedicat acum. Ce vrei? Vreau să fac backflip, fiețele mai mari. Ce backflip, Doamne, ăsta e front flip și ai căzut și pe față. Deci fiți atenți, Alice, Darusele, gata cu toate prostiile. Hai să fim atenți aici, pentru că voi trebuie să construiți la prima rundă într-un minut și la a doua rundă în 5 minute. Poate vă întrebați ce e. Ei bine, ceea ce doriți voi, ce vă trece vouă prin cap, aia trebuie să faceți, iar câștigătorul o să primească o servietă. Gata, mă, haide să începem. Mai, bă, Alice, ce să-i mai așa aproape de el? Bă, Alice, dă-te mai așa, pentru că, mă, ce faci? Nu vă mai uitați la videoclipul ăsta, care deja e. Nu mai zic nimic, eu nu m-aș mai uita. Bine, glumesc. Uitați-vă în continuare. Cine a ajuns până aici? Scrieți acolo în comentarii. Dar eu să-l mănâncă popcorn. Ce, bă, e prost, bine, fiți atenți, gata, nu mai stăm de timp. Doamne, iar caz, bă, Darusele, gata, fiți atenți, ce înseamnă, Darusele, lasă-l, bă, putem să începem și noi concursul de construit, că asta așteaptă toată lumea, deci fiți atenți, Darusele, mă, puteți să fiți și voi puțin atenți, gata, ați încetat orice activitate în afară de, să fiți atenți, ok, deci fiți atenți, acum, prima construcție o să faceți într-un minut, a doua construcție în 5 minute, faceți ceea ce vă doriți voi, mă, Darusele, adorim pe aici, bă, Darusele, gata, da, zi mai repede. Păi cât mai repede să zic, mă, Darusele, dacă zic așa nu se mai înțelege nimic, Darusele, bă, hai că a plecat, fii atent, Darusele, trebuie să te lăuți pentru un premiu de 64 de serviete pline cu bani, Darusele, ce părere ai? Ok, hai, star cronometru, dai! Bă, lăsați puțin, stai, că n-am dat star la cronometru, veniți în, Alice, vină înapoi, Alice, ce, ce faci, mă, trișiți cumva, veniți aici, Alice, oprește ăsta, n-ai cum să trișiți aici, fiți atenți, veniți aici la ușă, stați amândoi la ușă, o să stau la jumate și voi trebuie să-mi închideți ușa în nas. Fiți atenți. Stai în partea ta, tu stai în partea ta și în 3, fiți atenți. Bă, nu închideți mă de acum, că o să dau drumul la cronometru în 3, 2, 1 și cronometru a început. Un minut aveți la dispoziție fiecare, o să intru acum la Darusele. Bă, Darusele, te-ai gândit așa ce vrei să construiești? Așa. Bine, gata, tac, hai să vedem ce face Darusele aici. Ok, mamă, câte chestii face aici. 8, 9, 10. Bă, Darusele, ai un minut, mă, ce, mamă, nu știu ce face acolo. Bă, gata, nu mai vorbi, Darusele, că vreau să vorbesc eu cu oamenii, Darusele, gata. Deci fiți atenți. Ia să vedem ce face Alice, mă, Alice, ce faci tu aici? Că mai aveți 38 de secunde. Ce faci, Alice? Ai tu timp să faci ce vrei tu să faci aici? 38 numai? 33, 32, 33. Și nu ai zis că trece timpul repede. E primul minut. Hai repede. Cu
unde așa de rapid? Păi, Darsule, normal că așa de rapid, mă, ce faci mă aici, Darsule, faci trambulină, ce faci tu aici, mamă, Darsule, ia, iar folosește Darsule hack-uri de alea, mă, în fine, nu lăsăm pe Darsule să folosească alea, hai să vedem acum că mai aveți 15 secunde, Darsule, nu știu cât stai tu acolo, că mai mult stai, dar, hai să vedem ce o să facă Darsule aici, ce o să facă Alin, scrieți acolo în comentarii, voi după ce vedeți construcțiile astea, cine a făcut cel mai frumos și 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și stop, gata, nu mai construiți, cine mai construiește, o să pierdă totul, nu o să mai câștige nimic, mă, Darsule, gata, oprește-te, pe bune, pentru, gata, așa, gata, fiți atenți, bă, Alice, de ce ai venit, mă, haideți, că, hai, să Alice, pentru asta eu mi-am 5 secunde, ok? Bine, gata, mai 5 secunde, pentru că Alice a trișat, gata, Darsule, mai fă 5 secunde, Alice, nu te mai uita, fiți atenți, știți care e treaba la chestia aceasta, până termină, Darsule, ăsta, nu vreau, fix când se termină, așa, fiți atenți, când se termină cronometrul, pentru că vreau să fie mai amuzant, vreau să fie gata, să nu mai construiți absolut deloc. Acum hai să zicem pe Darsule că îl iertăm pentru că Alice a venit repede peste el și să nu o sancționăm mai rău pe Alice. Dar Alice, tot ai venit tu aici, ok? Ce părere ai tu de ce a făcut Darsule? Vedem că a făcut o față zâmbitoare. Vreau să spui tu părerea și după o să spun și eu. Rafale, ăsta e logo de la Discord. Ce e ăsta, mă? Ce logo de la Discord, mă? Ăsta e o față zâmbitoare. E o față zâmbitoare, Darsule, exact. E simplu. Cum adică? Bă, păi așa mi se pare mie, că e o față zâmbitoare simplă, cum adică? Așa, fiți atenți, nu vreau să mai au nimic. Deci Alice, tu ce notă-i dai, că după o să zic și o părerea mea și după o să vedem să trecem și la tine. Ce notă-i dai tu la construcția lui Darsule? Îi dau 6.5 din 1000. 6.5 din 1000? Mă, pe Darsule, vezi că Alice ce a făcut mai fum, ce a făcut mai mișto. Mă, stai, fii atent. Alice, vreau să spui înainte dacă tu ai terminat, că n-am văzut sincer dacă ai terminat. Vreau să spui dacă ai terminat, că nu știu dacă ai terminat sincer. Am terminat. Deci fii atent, acum trecem. Stai, că trebuie să dau și o notă, la Darsule. Vino înapoi, vin aici. Deci Darsule, hai că eu îți dau nota 7, că totuși ai făcut o construcție, ai terminat-o într-un timp bine, ai mai tras puțin de timp, dar nu e nimic pentru că Alice a venit la tine. Dar haideți să trecem acum, scrieți voi acolo în comentarii ce notă îi dați la construcția la Darsule. Ce e asta? Doamne ferește, mă, Rafale, ce e asta? Bă, stați-vă puțin că eu vorbeam acolo, bă, dar ce e asta, Alice, pe bune, că nici eu nu știu ce e asta, ea e făcut ca de un pătrat, ce e asta? E un radio, cum adică? Doamne, ce radio, parcă e monstru! Bă, ce radio ăsta? Bă, stai puțin, seamănă cumva cu radioul ăla din casă. Tu ai făcut un radio din casă? Mă, ce faci, mă, Darsule? Iar pică ăsta pe jos, mă, să-și închină Darsule acum, să pune în genunchi. Ce faci, mă, Darsule? Te pui în genunchi la construcția ei? Păi da, uita, noi voi nu vedeți. Nu, că astea sunt alte culori, dar pare, dar nu, Alice, era mai dreptunghiular, adică tu l-ai făcut mai mic, nu știu, dar bine, se iartă, pentru că a fost de un minut, a fost o construcție de un minut, n-ați avut timp și acum vreau, Darsule, să-ți explic părerea, ce note dai la ce a făcut Alice și după să spun și eu și oamenii în comentarii. Pe fiante meu, eu îi dau 4, nu 4 de mine. Bine, gata, am înțeles, tu îi dai nota 4, eu să-i dau nota, o să-i dau tot 7, la amândoi 7, deci și oamenii în comentarii, care a făcut mai frumos și da, bine. Fiți atenți, Darsule, că tu ai un avantaj pentru că Alice te-a dat 6 și ceva, nu mai știu exact, ți-am dat 7, tu ai dat 4 și acum oamenii trebuie să decidă pentru Alice dacă o să-i dea notă mai mare sau nu, dacă o să câștige ea sau tu. Ok, pa! Darsule, Alice, acum o să înceapă a doua rundă, runda de 5 minute. Unde o să aveți timp mai mult și o să puteți... Mă, ce faci, mă, Darsule, iar îmi faci poze, dau unde telefon. Uite, că am eu telefonul și îți fac și eu poze acum, Darsule. Fii atent. O să dau drumul la cronometru și vreau să spun, Darsule, fii atent, Darsule. Vreau să-mi spui tu așa, închid ușa aici. Ce construiești tu? Ce ai tu de construit, Darsule? Ce construcție faci tu? Pe fiate, bă, Rafale, eu să zic că o să fie ceva sas. Ce, mă? O să fie ceva sas. Lasă că o să vezi, nu, papa. Nu, n-am înțeles ceva. Doamne, iar de Darsule cu talea. Alice, mamă, deci a plecat Alice, deci o să dau drumul la cronometru în 3, 2, 1, deja au început băieții, practic, da, băiatul, dar Darsule și fetele, că eu nu sunt. Eu, din păcate, nu concurez astăzi, dar dacă vrem să concurez și eu, scrieți acolo în comentarii și dați cât mai multe like-uri să facem peste 200 la acel videoclip. Și cronometru a început, mai aveți 4 minute și 45 de secunde, eu o să stau aici să mă uit la fiecare dintre voi, să vedem, mă, Alice, tu ce faci aici? Eu fac o surpriză, nu e chiar așa. Nu-i treaba ta! Așa, și ce surpriză asta? Mă, Darsule, cum ne-auzi, mă, tu, Darsule, de acolo? Ia stai puțin, cum ne-auzi tu de acolo, Darsule? Mamă, ce faci aici? Mamă, bă, ăsta pare că faci un controller aici. Ce faci, Darsule, tu aici? Las cum să vezi tu, e perfect, e perfect. Scrieți voi acolo în comentarii, eu chiar nu știu ce o să facă Darsule acolo, a zis ceva, nu știu ce a zis, sincer, scrieți voi, poate știți voi mai bine, dar haideți să vedem și la Alice, nici la Alice, nu știu ce o să construiască, dar abia aștept să văd rezultatul final la amândoi, pentru că eu nu mai am răbdare, sincer, chiar sunt curios să le dau și eu note, să le dau și voi să-și dea și ei între ei, și să vedem cine o să plece acasă cu marele premiu de
64 de serviete pline cu bani. Deci, tate, mai aveți 3 minute și 55 de secunde. Alice, vreau să-mi spui ce faci tu aici, dacă te descurci, dar vreau să vă spun înainte de toate, Darcel, Alice, vreau să vă spun că... Mamă, ce face? Bă, Alice, Darcel îi facea mâncați cumva? Nu, 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 de ce? Păi nu știu, că pare așa, în fine, nu-ți mai zic, deci fiți atent, mă pun aici la jumate ca să vorbesc pentru amândoi. Trebuie să faceți în felul următor. La final, la când ajungem la ultima secundă, practic la 0-0, când e stop cronometru, vreau să nu mai construiesc nimic. Cine o să mai construiască un singur bloc, o să fie descalificat și nu glumesc. O să vă arată și oamenii în comentarii la note acolo și, da, v-am zis ca să știți. Ok, pa, pa! Deci, dar, na, nici nu cred că te interesează, dar fii atent, Darcel, dacă mai pui un singur bloc sau dacă mai spargi, când se termină cronometru, mai aveți 3 minute și 12 secunde, ți-am zis, Darcel, nu mai poți să mai faci absolut nimic. Ali, mă, ce faci? Mă, da, ia ta, șilingură, că mă nervezi. Mă, gata, mă, Darcel, tași de acolo și construiești tu acolo, Darcel, că după nu o să mai ai timp și, da, Darcel chiar facea Among Us, da, nu, în fine. Alice, vreau să-mi spui ce faci tu aici, iar faci pătrate, Dasca, ce faci tu aici, Alice? Bă, cum adică, bă, Rafaele, tu mi-ai zis că am făcut un pătrat, se vede foarte clar că este un card. A, ce card, mă, ce card, faci card, bine că mi-ai zis, mamă, ce card e, mă, ăsta, mamă. Deci, fii atent, da, Alice, mai 2 minute și 30 de secunde, nu știu ce faci tu aici, ce lucruri mai faci, ai făcut cardul și aici ce faci, ce e ăsta? Aici, păi, asta e o chiflă de burger, fac un burger. Faci burger, păi, fac acolo, nu mai stau, dar, Alice, construiește, că mai 2 minute și 12 secunde aproape, 15, 17, 16, 15, 14, am zis 15, mai devreme, în fine, nu mai contează asta, dar haideți că revenim când se termină asta, pentru că nu vreau să mai stăm așa mult să lungim, dar haideți vedem și ce mai face Darcel, mamă. Deci Darcel chiar face Among Us. Dar uitați-vă cum arată așa, cu gri, cu roșu. Chiar este interesant. Îi mai lăsăm aici, mai au 2 minute fix și eu zic că e ok, nu mai stau așa, că durează prea mult. După o să revenim fix cum se termină cronometrul și haideți să vedem. Scrieți acolo în comentarii cine credeți că o să termine și o să facă mult mai frumos. Darcel sau Alice? Darcel, mai sunt 30 de secunde. Nu știu ce faci tu acolo, că văd că încă n-ai terminat, Darcel. Alice, din câte am văzut, a terminat. Cred că a terminat. Alice, ai terminat? Terminat. Da, cum să nu termin? Mamă, cum arată Alice ăsta, mamă? Fii atentă, o să-ți dau eu nota, după, dar arată genial, sincer, chiar îmi place, dar Darcele, fii atent că mai ai 15 secunde, Darcele, 14, 13, 12, 11, hai repede, că nu mai ai timp, Darcele, Darcele, 5, 4, 3, 2, 1 și nu mai pune nimic, gata, Darcele, stai, încă 3 secunde. Bine, mă, gata, hai, Darcele, te las așa, ți-am mai dat eu de la mine, Darcele, e ca să-l termin, că mai aveai foarte puțin. Mă, Darcel, vezi că chiar îmi place cum arată. Ai făcut așa și niște pantaloni, o chestie, mă. Unde ai plecat? Darcel, unde ești? Darcel. Aici, aici, fii atent. Bă, nu. Darcel, stai puțin. Tu mă faci cumva chiar și eu ți-am mai dat timp în plus. Vrei să fii descalificat, pe bune? Nu, Rafale. Așa ziceam și eu. Ești cel mai frumos și fii atent, bă, Rafale. Bă, nu, n-am nevoie să aud asta, Darcel, de la tine. Să-mi zici că sunt deștept, că sunt șeful tău, dar nu frumos. Darcel, ce vrei să faci aici? Vrei? Nu, pleacă, Darcel. Nu te mai bag în seamă. Alice, nu te uita, Alice, uite, întoarce-te, hai să mergem, Darcel, stai, nu, că deja sunt cu nebunii, fii atent, Darcel, ia uite ce a făcut Alice aici, ia uite. Ce e asta? Doamne, ce urât e asta, ce e asta, Alice? A, uite ce a făcut Alice, stai puțin, Darcel, vină cu aici, Alice, ai fost cumva la Darcel, ce ai făcut, Alice, vrei să fii descalificată pentru asta? Ai un punct minus. Rafael, în scuza mea, eu am fost pentru că am crezut că mergem la el. Nu, cum ai zis că ai crezut când am zis clar că mergem la tine? Nu mă interesează, Alice, ai un punct. Gata, haideți că nu se mai întâmplă nimic. Fiți atent, hai să trecem aici pentru că deja trebuie să dăm notele aici. Darcel, ce părere ai tu de ce a făcut Alice și vreau să-i spui lui Darcel ce ai făcut tu aici, Alice? Fii atent, Darcel, e un card, Doamne, ce urât e cardul ăsta! Doamne, Alice, ești o fraieră! Bă, Darcel, gata, fii atent, că nu e tot ăsta, uite-te în spate, ce ai aici, Darcel, o să-ți placă la nebune și o să dai nota 10! Ce e ăsta, Alice? Ăsta e burger, ăsta e un burger mort! Cum a putut să-i faci cea la burgerul meu? Pentru asta s-a notat 3! Ești omest, bă! Darcel, nu-ți place, mă, burgerul ăsta, mă, Darcel, îți bagi eu cum, adică uite cât de frumos arată, Darcel. Așa. Bă, ce ai făcut? Nu, gata, Darcel, nu mai plânge, gata, te văd că plângi, Darcel, bă, Darcel, calmează-te, că nu-mi place cum te aud așa vorbind, Darcel, calmează-te, nu-i mai face nimic, pentru că lumea trebuie să dea notă, Darcel, la cum arată și, în primul rând, vreau să dai tu o notă sinceră la ambele construcții pe care le-a făcut ea. Ok, la asta e nota! Așa, asta, ce notă-i dai, Darcel, mai încet, gata, nu mai plânge, Darcel, nu mai plânge. Lasă-i dau nota 2 și la asta-i dau nota
oricine, tu s-au stat prin... Da, dar nu-ți bate joc, pentru că notele astea trebuie să conteze, te contează, dar să le notele astea, nu-ți bate joc, că dacă nu, o să fie... Nota 5, ok, nota 5, eu îi dau nota 8 și acum haide să trecem la tine, dar să le, să vadă și okay. Alice, ce ai făcut tu, că ai făcut ceva, ai făcut ceva, bă, eu chestie ok, eu chestie ok, n-am de ce să mănânc ce nu trebuie, eu chestie ok, Alice, ia uite. Ce ai făcut tu este cam sas. Cam sas! Pau, 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 că am ajuns la nebune aici, mă, Alice, mă, gata, bă, bă, gata, dar să le, nu mai da pe d-alea, dar să le, fiți atent, fiți atent, dar să ai nevoie la baie, du-te la baie, fii atentă. Alice, ce note îi dai la, ce construcție a făcut dar să le aici, ce note îi dai la Among Us-ul ăsta de la făcut, caracterul ăsta? Păi, stai așa, tu mi-ai dat 5, nu, îi dau 4. Aolo, dar să le, vezi, dar să le, ce, vezi, dar să le, ce, ți-am zis că tu trebuie să dai o notă reală, o notă corectă, mă, ce faci, mă, dar să le, ia, mă, bă, dar să le, fii cu minte, nu mai scoate sunete, ce faci tu aici? Bă, Rafael, mă pregătesc ca fiată, așa? Mă, ce mai faci? Mă, nu mai face, mă, nimic, dar să le, nu mai construi, mai faci. Mă, nu, nu, gata, gata, gata. Dar Alice, Alice, ce note dai? Ai zis că dai not, Alice, dă-i o notă reală și dar să le, vreau să dai și tu o notă reală la ce a construit ea. Hai, zi notă reală. Păi, dar zi și tu că mai întâi am fost la mine. Ok, eu îți dau nota 7 la bărgă și nota 4 la... Mă, construcția aia să clasează, trebuie să fie ambele, dar să le, trebuie să faci o medie între notele, adică o notă, doar o notă, nu două note, că alea sunt construcții făcute în 5 minute, cum ar veni. Nota 6 la ambele, nota 6. Auzi, nota 6, și tu, Alice, ce note dai lui Darius la ăsta, la Among Us-ul lui? Hai că îți dau 5-50. 5-50? Mamă, fii atent, Darius, eu o să-ți dau, bă, eu vă dau la amândoi nota 8 și nota 7 la prima aia, eu o să fiu imparțial și vreau ca oamenii să scrie acolo în comentarii, să decidă cine a făcut mai frumos, cine a câștigat după voi, după părerea voastră, vreau să scrieți neapărat, pentru că câștigătorul o să facă data viitoare cu mine și aveți grijă, cine o să câștige, o să piardă. Ce mai vrei, Darsele? Iar dispari sau ce? Astăzi suntem la lupta schimbii de alături de fana noastră nebună, Alice 2012. Ce faci, Alice? Cum ești? Ești bine? Ce faci, mă? Cum mi-ai spus, mă? Dacă mai spui o dată fana nebună, vezi că îți lipesc ăsta de frunte. Mă, gata, mă, ce, mă? Nu, mă, cât acum vrei să spun? Pe noi, nu ești tu fana nebună, nu ești, noi n-am voie, bine, hai, gata, nu mai zic așa. Deci asta suntem la lupta schimbii și suntem doar noi, numai Darusel, pentru că știi că ai făcut data trecută cu Darusel și vreau să spui ce părere ai avut tu de data trecută, că știi că ai pierdut. Darusel a trecut runda trecută, eu am rămas cu părerea că el este ultimul trișor și că nu poate să joace corect. Bun. Am înțeles, bă, eu sunt aceeași de părere. Chiar sunt aceeași părere că Darusel e ultimul trișor și nu știe să facă nimic altceva în afară să troleze, dar ceea ce nu știe fana acum e că și eu o să trolez la fel și ea nu mă aude și ea nu știe ce se va întâmpla. Deci chiar sunt curios cum o să reacționeze, pentru că zice da, Darusel. Eu pot să zic că da, adică e foarte bine, pentru că zic eu așa, că confirm și eu că da, Darusel nu știu ce, că altfel cred că o încurcam și eu. Dar haide să trecem acum repede la ea, pentru că nu și-a dat seama. Alice, mă auzi, mă? Alice, unde te-ai dus, mă? Unde pleci, mă, Alice? Ce faci cu barca? Iar pleci cu barca? Unde te-ai dus tu cu barca? Ce faci? Unde te duci așa? Stai cu barca pe uscat pe aici. Ce înseamnă asta? Cum poți tu să mergi cu barca pe uscat? Păi plecam și eu până la mare, că văd că tu vorbești cam mult cu abonații. Ah, da, pe ce, mă, eu nu trebuie să vorbesc și eu cu abonații? Pe de ce vrei să vorbesc numai cu tine? Ce, da, așa de fană? Păi eu ți-am zis că ești fană nebună, că tu nu mă lași nici cu abonații să vorbesc după cum se poate vedea, adică la modul cel mai serios. Da, bine, hai. Bine, hai să trecem la prima rundă. Deci fii atentă, facem aici 3 runde aici, 3 runde în partea aia și să vedem care o să câștige și după oamenii ce trebuie să scrie oamenii în comentarii acum înainte să începem așa runda, ce trebuie să scrie oamenii acolo în comentarii. Scrie cuvântul de la final și partea lor favorită. Dar scrieți voi acolo în comentarii cu cine țineți, dacă țineți cu mine sau cu fana nebună care, uitați-vă, cum mă, nu ești tu fana nebună când tu scoți sabia? Spune și mie, uite, acum am scos toporul, ce faci? Hai că n-ai cum să dai, că sunt cu creativul. Gata, Alice, suntem pregătiți de prima rundă, adică eu sunt pregătit și vreau să te întreb dacă tu ești pregătită de prima rundă, dacă crezi că o să câștigi și ce o să faci tu în prima rundă. Da, sunt chiar foarte pregătită să te bat, așa că hai să începem mai. Ah, da, că mă bat, 100% mă bat, mă, chiar sunt curios dacă tu chiar mă bat, pentru că Darusel nu l-ai bătut, dar pe mine nicio șansă nu o să ai, dacă nu l-ai bătut pe Darusel pe mine, nu o să ai nicio șansă. Atât îți zic, dar hai să dăm. 3, 2, 1, și să vedem ce pică, ce pică, mamă, ce mi-a picat, ce mi-a picat ea. Mamă, ce e pe ăsta, mă, n-ai nicio șansă, Alex, uite-te cum arată ăsta al meu, ce îți dă mai bun dat, adică la modul cel mai serios, n-are ce să-ți dea mai bun dat. Ce, mă, ăla, bă, ce e ăla, bă, la ăsta, adică Darusel, dacă ar fi fost în locul meu, pentru că eu nu trișez, Doamne ferește, cum să trișez, dacă Darusel, dacă ar fi fost în locul meu, n-ar fi avut nevoie să trișeze la asta, pentru că, uite. Bă, tu-ți bat joc de mine, faci ca data trecută, tu-ți bat joc așa de mine să cad jos. Nu, păi dacă tu stai aici, ce vine, mi-am zis să dau ăsta jos ca să meargă ăsta, să meargă așa frumos, să se bată ăștia, pentru că, uite, îi dau target la ăsta, dau target și la al tău și acum o să se bată, să vezi cum o să-l bat pe al tău, pentru că e ceva foarte, foarte lejer, nici nu trebuie să trișez la ăsta, adică nu trebuie să fiu ca Darusel să trișez, că ia, uite, lejer, gata, s-a terminat, nici nu-l vezi. Ce faci, mă, tu unde te uiți? Mă uitam și eu la tău, că e foarte urât, îi sângerează și gura. Păi normal, dacă l-am mâncat pe al tău, l-am omorât pe al tău, normal că se întâmplă așa ceva. Uite, e 1-0 deja, mă, ce faci, mă, Alex, bă, tu, mă, Alex, tu măcar vrei să concurezi aici, tu ce faci, ceva, așa, dă-i ăsta, că dacă îl dai acum survival, să văd ce mai dai tu în el, că fugi după de el. Tu ce vrei, bă, mă, tu vrei
să facem lupta Skibidix sau ce vrei să facem aici? Nu te interesează, așa e, deja am câștigat primul rând și tu n-ai nicio reacție? Da, bine, hai odată să trecem mai departe, că ai da, trebuie, hai bine, noroc. Da, da, am avut noroc, 100% am avut noroc, nu e de parcă o să câștig eu, mamă, ce mă, ăsta îngerul, mă, bă, du-te mă de aici, cum să spice, mă, ăsta ție, mă, du-te mă de aici, mă, îți bagi joc de mine, te spică ție, ăsta, ia stai puțin, că vreau să vorbesc cu abonații, vreau să vorbesc cu abonații, rămâi acolo, rămâi acolo, mă auzi, mă auzi cumva, mă mai auzi, Alice, mă mai auzi? Da, Cicalix nu mă mai aude, dar văd că dă din cap. În fine, mă duc mai departe așa, pentru că acum trebuie să trolez, trebuie să iau aici strength-ul. Mi se pare că l-aveam cumva pe aici, prin asta dacă nu mă înșel. Nu l-am aici, dar hai să iau de aici strength foarte, foarte rapid. Trebuie să iau porțiunea asta ca să-i dau strength-ul la ăla. Și în afară de treaba asta, după ce-i dai eu strength-ul, stai puțin să-i de mamă, dar ce a făcut, mă, ce a făcut asta? A, nu l-a dat de asta, că trebuie să dau acum, hai că e perfect, ăsta ăsta le-i în față. Dau strength-ul la al meu. Mamă, cred că mi-am dat și mie așa puțin, dar nu contează, asta e, nu mă interesează. Dar ce se va întâmpla acum este în felul următor. Eu o să folosesc acest skill entity, adică n-am nevoie doar strength, pentru că pot să folosesc skill entity-ul și cred că o să bat, dar bă, haideți că gata, că văd că prea să uită așa la noi. Mă, Alice, ce faci, mă, acolo? Bă, Alice, ce faci? Și tu uiți așa după mine? Lasă-mă în pace, ce vrei să faci? Hei, hai bă, mai rapid odată, ce facem aici? Pierdem vremea, eu cred că tu bagi magie pe ăla tău ca să câștige, ca dar nu, sens. Cum adică să bag? Nu bag nicio magie, cum să bag magie, că eu nu fac nimic, adică ce magie să bag? N-am ce să magie să bag, bine, că uite, al meu e șmecher, al meu e înger, îngerul meu n-are cum să moară, pentru că e înger, adică tu ce crezi tu aici? Ia, uite-te puțin încolo, ce e acolo? Ce e? Uite-te în partea aia. Ce acolo? Uite-te la altă, așa, gata. Deci fii atentă. În 3, 2, 1, dau ăsta jo. Doamne. Doamne, bă, Alice, unde ești, mă? Bă, Alice, de ce te pui, mă, pe ăsta? Vino repede, Alice, mă auzi, Alice? Da, Alice, de ce pui tu? Păi de ce să te enervezi dacă tu te pui aici? E vina mea că tu stai acolo, nu e vina mea. Uite, îi dau target la ăsta. Îi dau target și la ăsta și acum o să se bată și o să câștige al meu. În 3, 2, 1. Nu mi s-a părut creștinesc ce ai făcut. Ce am făcut? Mă, ce ai făcut, mă, mi-ai spart ăsta aici, ce îți bagi joc de mine, tu spargi ăsta, tu vrei să treșezi aici, ce vrei să faci, ce crezi că faci tu aici? Nimica nu fac, mă plimb. Ah, da, te plimb, mamă, ce NPC e, mai mare NPC decât Darusel, nu știu, adică scrieți-mi în comentarii, mie mi se pare că e prea mare NPC, sincer, mai mare decât Darusel. Ce cauți mai aici, stai pe partea ta, n-ai voie, dacă ai trecut aici, ai pierdut un punct, pentru asta, oricum e 2-0 pentru mine, hai că nu-ți dau nici, mă, stai puțin, de ce treci la mine, e întrebarea mea, de ce, ți-am dat, ți-am luat o voie să treci la mine și nu știu eu? Păi cum adică tu mă jignești așa și crezi că nu o să fac nimica? Hai, cum adică, bă, nu te-am jignit, nu, gata, hai să dăm, 3, 2, 1, hai să vedem și runda asta, ce o să fie aici, mamă, mi-a picat și ți-a picat ție mai devreme. Mă, așa, las îngerașul, dăm jos, dăm și ăsta jos, acum dau target la al meu, target la al tău, ce o să zic acum o să câștigi al meu, foarte, foarte lejer, ia uite-te, se duce așa foarte, foarte frumos, foarte frumos, bă, ce fac, mă, ăștia nici nu se bat, mă, Alice, tu ce le faci, ce, l-ai făcut pe al tău pașnic să nu facă nimic? Nu, tu folosești magii, faci cu vrăji de alea să tunete în cap la meu, nu știu ce faci. Ce tunete, mă, pe tu nu vezi că e senin afară, nu e niciun tunet. Ce tunet, uite că e senin afară, nu plouă, nu face nimic, nu ninge, nu se întâmplă absolut nimic. Ce tunet visezi tu? Am înțeles, deși atent, e 3 la 0, bă, stai puțin că e 3 la 0 pentru mine. Mă, ce faci, mă, Alice, tu vrei să ne jucăm aici lupta Skibidix și așa, pierzi lejer, mamă, de ce? Dacă, bă, dar să se descurca mai bine decât tine, mă, dar să se descurca mai bine decât tine, ce-mi pui mie barca asta, ce vrei să fac eu cu barca asta, ia zile. Vreau să pleci cu ea la Constanța ca să nu te mai văd în viața mea. A, păi bine, bă, stai puțin că, deci asta vreau eu cu Darusel să nu mai vedem în viața noastră și ea deja crede că noi, că ea vrea să nu ne mai vadă pe noi, în fine, nu știu ce se întâmplă, dar Alice, am eu o idee, mă, unde ești, mă, ce faci, mă, cum te-ai teleportat așa de repede, cum te-ai teleportat așa lângă mine? Ce ai zis tu despre mine, că vrei nu, să n-am, scăpați? N-am zis nimic, am zis, fii atentă, vino încoace, știi că avem chestiile astea aici în care poți să te bați mai așa, am zis că vreau să facem și chestia asta, adică o să mai dăm acolo în partea aia, dar vreau să facem în care ne batem noi cu ei, ce părere ai? Bine. Deci eu îți dau cu sabia în cap. Bun, hai, mai departe. Nu, păi nu te bați cu mine, te bați cu oia ai tăi. Adică te bați, eu pun un de ăsta și tu te bați cu el, pentru că o să mor. Adică tu n-ai nicio șansă. Adică la mulți cred că îți dau nether aici și tu nu o să știi nimic, pentru că tu nu știi PvP. În fine, nu mai contează asta. 3, 2, 1 și să vedem aici unde sunt alea mult mai șmechere, mult mai puternice. Și uite că deja am început cu ăsta de verdeață de care zicea, dar o să ce ți-a picat, mă? Mă, ce faci, mă? Ce faci aici? Mie dispărut Skibidix. Păi cum ți-a dispărut? Tu l-ai în inventar. Uite-te în inventar. Ce, nu ai inventar? Ce, unde ți-a dispărut? Atunci mai dai o dată, uite că dai eu. Uite, uite cum să cadă jos. Îți bagi joc de mine, tu ție nu-ți place. Mă, stai puțin. Ia arată ce ai tu în inventar, că tu acum vrei să mă trolezi. Zici că ți-a picat ceva foarte nașpa. Am înțeles. Gata, ok. Credeam eu ceva în fine. Oricum n-are nicio șansă sincer asupra mea. Dar Alice, ce faci? Mă, ce? Uite, deja așa bătaie din ăsta. Mă, ce? Nu-i corect. Deja așa bătaie, mă, ce lejer. Mă, bă, nu. Am câștigat. Dar nu e corect așa. Nu mai pun o dată. Uite. S-a luat la bătaie. Uite.
Au murit amândoi. Alice? Egalitate. Alice, egalitate. Adică e 4-1 pentru pistemul simtul, mă, deci deja mă duci la al 4-lea punct, adică nu e bine dacă faci tu asta. Nu vrei să rămână 3-0, că dacă mă duci la al 4-lea punct, înseamnă că eu sunt mai aproape de final și să câștig. Eu spun să fie 3-1. Bine, bine. Ah, da, 3-1. Atunci e 4-1. Nu mă interesează. E 4-1. Nu mă interesează. Dăm aici din nou. Foarte frumos. Și uite ce mi-a picat. Mamă, uite, bă, stai mai șmecher. Bă, ce face, mă? Bă, nu-i corect, bă, așa ceva. Bă, ce se întâmplă, mă? De ce dă ăsta în el, mă? Tu te mă dai aici cu ăștia ai tăi, Alice. Ia că las pe ăsta așa, lasă așa, lasă așa. Să vedem ce face al tău. Mă, n-are nicio șansă al tău, sincer. Adică dacă îi mai dă ăsta al meu 4 la 2, mai învață să joci. Hai, hai, mai departe. Mă, păi ce, cum adică să mai învăț să joc, mă? Păi nu mă joc eu, să bat în 3. Fii atentă, lasă, pentru că să te bați tu cu ei și să uităm acolo cine nu știe să joace, pentru că acum nu te bați cu ei, Alice. Ce nu înțelegi? A, bine, bine. Aici bine, e vorba, hai, doar de noroc acum, pentru că dacă se adică și la de noroc, dar trebuie să mai ai și tu să te mai descurci, că tu nu știi să faci PvP, nu știi să faci nimic, nu o să te descurci. Dar hai să dăm aici din nou 3, 2, 1. Și uite ce mi-a picat mie, bă, dar s-a pierdut altul. Asta e ideea, că nu știu ce mi se pare mie. Așa, dar parcă nu prea. Ia, ce ți-a picat? Iar zici că s-a dispărut. Hai, mă, du-te de aici. Bă, ți nu-ți plac schibiti și zici că dispar, nu? Să moară papagalul meu din colivie, dacă te mint. Ce? Bă, ce ai, mă? Bă, ce puțin, mă, Alice? Alice, tu nici... Mă, tu ești sigur, Alice, sau ai nebunit? Că văd că te întrerupi, nu te auzi și singurul lucru pe care l-am auzit a fost de bă, la cu papagalul. Ce se întâmplă? Mă, ce fac? Să moară papagalul meu din colivie, dacă te mint. Aolo, cum am ajuns eu să dau de fan asta nebună, sincer, nu știu. Chiar vreau să scap. Nu știu cum o să mai scap, sincer, că deja mă enervez. Ia uite, deci așa pus. Mă, Alice, ce faci tu aici? Ai dat repede unul cât timp nu eram eu aici. Ai dat tu repede unul să apară, nu? Mă, ce ai făcut? Ia spune și mie. Ăsta mi-a picat, mă jur. A, te jur că ăsta ți-a picat. Da, hai să vedem dacă dau ăsta jos. Dau ăsta. Am câștigat 4-3. Nu, că am folosit eu altceva. Ia uite. Puf. Bă, ce facem al tău? Să bate singur al meu, nici nu te dea în el. Bă, ce facem al tău? Bă, ce e, bă, asta, bă, Alice? Nu te descurci, bă, deloc, Alice. Nu, fii atent. Acum vreau să trecem, că deja mi s-a luat. Sincer, mie mi s-a luat. M-am plictisit, sincer, adică să te bat așa leger. Vreau acum să dăm la alea. Și vreau prima oară să fii tu, pentru că n-ai fost niciodată. Vino repede aici și trebuie să apeși de astea. Hai să vedem ce se află în interior. Ok, se află astea. Eu zic că e ok. E ok să le ai pe astea, decât care sunt acum, e ok, pentru că nu dăm foarte multe runde. Asta o să facem în alt episod, dacă mai vor oamenii. Deci, dacă vor oamenii, ce trebuie să facă oamenii ca să mai facem altul? Like, subscribe, comentarii și share. Ce să facă, mă? Să dea like, subscribe, comentarii. Gata, nu mai țipa la mine, nu mai țipa. Am vrut să se audă doar așa de două ori, să le aduci și tu aminte, nu de altă, dar nici nu te-ai auzit bine, sincer, dar în fine. Hai să trecem acum. 3, 2, 1. Și am pas pe ce? Mă, stai puțin, dar n-ai voie cu sabia, iar aruncă puțin că n-ai voie. Ce vrei? Deci cine nu face ce am spus eu mai devreme, vin peste el în casă și dau cu asta în cap. Mamă, vedeți că eu nu mai scap de ea, adică după cum puteți vedea, dacă vine și la voi, e cam nașpa, sincer, dar Alice, hai. 3, 2, 1. Mamă, ce ți-a picat, mă, pe pere, te-a pus de a veni vara la tine, mănânci, te duci pe plajă, n-ai niciun stres. Ce s-a picat? The chain, mă, bă, tu ia și sabi și sabi. Mă, tu credeai că o să pierd eu chiar așa de ușor? Ia uite că tot sabia de netherite a venit la mine, așa da, vrea universul. Da, așa vrea universul, tot sabia de netherite. Hai să te vedem și aici la Enchant, ce o să spice, ia să vedem. Enchant, ce ăla, ia citește. Sharpness 2. Mamă, păi și bă, stai puțin, cum Sharpness 2, păi, bă, deși aia bună, dar hai, lasă, că n-ai tu chain, ia-ți toată armura, vreau să fii atent. Eu mă duc acum să pregătesc să iau ce skibidi o să fie. Deci fiți atent, trebuie să trole și la asta. Vreau să iau acum repede cel mai mare skibidi. Deci trebuie să luăm așa Titan, uitați-l, Pigment Titan. Și pe ăsta o să-l folosim, în care o să ne batem cu ei. Da, încă nu vreau să-i arăt până nu se îmbrobodează ea, până nu și-a toate hainele pe ea, pentru că o să câștig 100%. Alex, gata, mă, ce faci, mă? Ce, ai terminat, gata? Mă, ce? Ce ești, gata, mă, Alex? Vă puneți toată armura, tu nu vezi că nu ți-ai pus așa, vrei tu să te bați, crezi tu că o să câștigi după ce ai dat chain, doar o platoă și doar un chestplate? Tu nu vrei să spui toată armura? Ce te crezi? Cine te crezi tu aici? Te crezi dar Darusel să faci nu știu ce? Eu sunt un păzitor de la din castele, știi tu? Da, ești din castele, ești foarte curajoasă. Fii atentă. Uite ce mi-a picat mie. Să vedem dacă ești mai ești tu curajoasă. Ia uite ce avem noi aici. Îți dau game mode survival Alice 2012 și acum tu trebuie să te bați cu el. 3 2 1 6 să te văd, Alice, cum o să-l bați tu pe ăsta? Mă, ce faci? Ce faci, Alice? Ce faci? De ce mori așa? De ce mori din prima? Nu te descurci? Ce faci? Ce faci, Alice? Alice, unde ești, mă? Că nu te văd, nu prea te văd, Alice, nu te descurci? Nu mai sunt curajoasă. Nu! Fugi. Nu, gata, deja mi s-a luat, sincer, l-am aduce mai serios. Bă, Alice, bă, gata, mă, Alice. Bă, Alice, știi măcar să te joci la asta de skibidi? Sau, mă, trulezi, faci mișto de mine și acum, de acum începi tu să joci. Eu știu să joc, numai că hai să zic un secret. Vrei să zic un secret așa? Ia, ce secret? Ce secret? Mamă, ce secret ai tu? Ce secret ai tu? Ia spune și mie, ce secret ai tu? Uite asta.
Doamne, cu cine am ajuns să mă joc? Nu era destul, dar Darusel a venit și asta. Mai bine cu Darusel, sincer. Darusel chiar e super, super prietenos. Nu știu ce se mai întâmplă, sincer. Ales? Nu, uite. Fii atentă. Video, eu am câștigat, mulțumesc. Ce-ai făcut, mă? Tu cum să câștigi, mă? Tu, alo, unde crezi tu aici? Ce-ai câștigat? Că n-ai câștigat nicio rundă. Ce-ai câștigat? Unde ai câștigat tu? Fii atentă. Vreau să fac și eu acum, vreau să dau și eu acum, dar astea, fii atentă. Fii atent, Alex, pentru runda asta, ultima rundă în care eu vreau să mă bat pentru că te-ai bătut doar tu cu ei, fii atentă. Pentru asta, dacă o să pierd eu, deci dacă o să pierd, îți dau toate punctele și ai câștigat tot videoclip, ok? Ok. Doar asta, doar asta ai de zis, atât, doar ok? Da, doar ok. Am înțeles, ok, doar ok, pentru asta, ia uite, mâncare, hai să dăm aici, cine pică, cine pică, ok, stick, ok. Armură, diamant, mi-ai furat armura aici, deci, ce faci, nu, deci, nu. Deci, cum nu, stick cum de nu, care a fost? De care a fost, ia spune mie, vrei să mă trulezi acum? Da, și de ce nu mai ai de diamant, ia uite, că asta e aici, ia stai puțin, ia uite de puțin, deja vrei să mă păcălești, ia uite asta unde e, mă, tu-ți bagi joc de mine, mă. Nu mai pică, nu, e aici, tu ești chiar la așa, pe așa, mersi că mi-a dat asta, așa, 3, 2, 1, sabie de iron, mă, ce e asta, și enchantul ăsta, măcar e singur enchant care mai aici, Sharnes 2, bun, Sharnes 2, pentru asta o să te bat 100%, pentru că, uite, am diamant, tu nici n-ai avut, ai avut 5, adică mai bine am de diamant și o Sharnes 3 cu iron, pentru că o să fie lejer, oricum eu o să te bat chiar și cu aia de leather, vrei să o pun pe aia de leather, să vezi cum te bat cu aia de leather? Da. Bine, gata, Alex, eu sunt pregătit, uite, mi-am pus asta, eu n-am nevoie, bă, fii atent, eu o să te bat cu asta de leather, foarte, foarte lejer, o să te bat cu asta, eu n-am nevoie de altceva, sincer, dar, fii atent, acum tu trebuie să dai de ăla sau de ăla, de care, pe care vrei, în ce parte, stânga sau dreapta, ia zi, repede, 3, 2, 1 și, vrei de aici, ok, hai, am înțeles, nu, mamă, ce mai, n-ai voie să te uiți, bă, ce faci, te rășiesc cumva, de la, bă, n-ai voie să te uiți, oricum știi că aici sunt astea mai bune în dreapta, bă, ce faci, mă, deja l-ai pus pe ăsta, nu-l pune pe partea mea, trebuie să-l pui pe partea ta, mă, hai că vin eu în partea asta dacă l-ai pus tu așa, în fine, fii atent, îmi dau acum survival și, acum trebuie... Mamă, bă, cât de fraier ești, Rafaele. Nici măcar n-am dat bine asta jos că ai și murit. Da, du-te, mă, de aici. Deja, nu, scrieți voi acolo în comentarii cine a câștigat. Și bine, eu am câștigat, dar scrieți acolo cu cine a ținut și dacă vreți să o mai aduc pe Fana, că la astea cu schimbile ei nu s-o pricepe absolut deloc și deja mi s-a luat, sincer. Nu mai vreau nimic să fac. Auzi? Ia fii atentă. Ia vină puțin încoace. Am ceva să spun. Pune-te puțin mai. Vino mai aproape să spun la ureche, că am ceva să spun la ureche. Am ceva să spun înainte. Îți spun eu prima, bine? Eu am zis prima oară, cum să spui tu? Îți bași de mine. Adică eu am zis, ce faci? Ce faci? Mă, nu da asta jos, că nu vin acolo la tine. Ce faci, mă? Mă, ce faci? Nu, nimica nu fac. Sau cu minte. Mă jucam și eu să văd cum. Hai că trec acum la tine. Hai că trec acum la tine, că deja mă și enervez. Ce vrei? Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Alice, el a fost playerul meu Rafael și eu am câștigat. Pa, pa! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.